Revenim cu transmisia de la Valea Luncă, aici unde se joacă partida dintre formația locală Gaz Metan și Avântul Sâncel. Scor la pauză 2-0 pentru gazde, prin golurile marcate de Bucerzan în minutele 20 și 23. Lovitura de începere o avea jucătorii echipei oaspete. Start, așadar, al cele de-a doua repriză din această partidă. Gazdele locul 2 în clasament cu 31 de puncte, oaspeții locul 5 cu 19 puncte. O partidă importantă, mai ales pentru Gazmetan, care vrea să promoveze și se luptă pentru acest deziderat, umăr la umăr cu formația Viitorul Bia, lider al seriei 1 din Liga 5-a cu 32 de puncte, formație care la aceeași oră joacă un meci dificil la Șona. Și în cazul în care echipa din Șona, Aset Tineretul, va reuși să împiedice Viitorul Șona să învingă, să obțină cel puțin un rezultat de realitate, coroborat cu victoria Gazului Metan din Valea Lungă, formația antrenată de Radu Bulucea va fi nou lider al serii. Gazele repun de la margine prin Alin Mijea până la autorul golurilor Bucerzan la balon. Reușește să rămână în posesie, dar nu se înțelege cu echipierul de lângă el și pierd balonul jucătorii echipei gazdă, care îl recuperează acum prin Marcu. Dacă Valea Lungă pe stânga, Velicea, centrare însă defectoasă. Atacă din nou echipa gazdă, pierd însă mingea jucătorii din Valea Lungă și Avântul Suncel atacă pe dreapta. Să dărâm tribuna, vă, Vlad. Din câte am observat la echipa din Valea Lungă, s-au efectuat două modificări. Au intrat în teren jucătorul cu numărul 7, Budiu, și jucătorul cu numărul 9, Schmidt. Iată-l pe Budiu acum la balon, încercând să contratace, însă este deposedat. O încercare de farfecă spectaculoasă, nereușită, la un atac al echipei oaspete. Au ieșit din teren la echipa gazdă Vasile Pușcă, dintr-o primă trecere în revistă, o să vă spun și care a fost al doilea jucător care a părăsit la pauză terenul. Da, e vorba de Veconi, numărul 11, un jucător care a făcut o primă repriză excelentă pe partea dreaptă a atacului gazdelor. Hai,
Excelentă pasă spre Schmidt, dar acesta nu reușește să preia balonul care iasă în out de poartă. Și la oaspeți s-a produs o modificare, a intrat cu numărul 8 Berex, care l-a înlocuit cu, pe bărbat jucătorul cu numărul 16. Odată cu apropierea apusului soarelui și cu iminența înserării, la aici, la Valea Lungă, s-a făcut tot mai frig. E o vreme de toamnă târzie în aprilie. E un frig evident și fault acum. A faultat. Schmidt în încercarea de a câștiga un balon. Adrian Mige acum. Popa nu prea bine balonul. Posibilitate pentru un adversar să degajeze. Din nou gazdele la minge. O să spui Schmidt, preluare frumoasă, însă pierde balonul. Adrian Mige acum până la Popa, pasă spre stânga, spre Velicea, însă intervine acolo foarte bine Radu și recuperează pentru puțin timp, însă dar acum lovitură liberă pentru oaspeți din propria jumătate de teren. Polgar trimite lung spre poartă adversă, dar fără orizont și out de poartă. Minutul 7 al reprizei secunde, 52 al partidei, în continuare aici la Valea Lungă, echipa locală Gazmetan conduce cu 2-0 în întâlnirea cu Avântul Suncel, prin golurile marcate de Bucerzan în minutele 20 și 23. Acum se oferă faul pentru oaspeți, lovitură liberă. Execută asta scurt pe dreapta până la Radu, care greșește și posibilitate de contraatac, ocazie de Schmidt, însă încearcă un tripling, încă unul, este deposedat, mingea ajunge însă până la Bucerzan, care încearcă o centrare spre Velicea, nereușită și balonul este reținut de Sechei. Ce ai
Atacă oaspeții. Oniga încearcă să pătrundă pe dreapta, dar a faultat în atac și lovit un liberământ gazdă. Adrian Migea, Popa din Nicoșeu, minge ajunge la Velicea, pasă spre Budiu, se încuncă și pierde mingea. Posibilitate de contraatac acum pentru oaspeți, însă o pasă neglijentă și recuperează Adrian Migea. Popa acum. Schmidt pe dreapta. Centrează Velicea, recuperează. Dar în ultima instanță defensiva oaspeților reușește să trimite în aut. Pericol în careul oaspeților, însă pasa lui Alin Migea este nereușită și s-a semnalizat și un offside, lovitură liberă pentru oaspeți, Polgar execută. Pasă un pic în spate și n-ajunge la minge Alin Migea. Aut în favoarea oaspeților. Bureșan spre Berex și din nou aut. Șut acum, încercare de șut, mai bine zis, dar valul nu a fost deviat și reținut de punctarul Trif. Pare să însă că balonul a depășit linia de fund a terenului și va fi lovitură de gol pentru oaspeți. Berex este cel care se pregătește să execute. Lovitură de gol înaltă, respinge foarte bine Trif. Mingea rămâne la oaspeți, însă pe partea dreaptă, acum o recentrare excelentă și boxează foarte bine Trif, a fost și faultat și lovitură liberă pentru gazdă. Minutul 14 al reprizei secunde, în continuare Gazmetan Valea Lungă, avântul sunt cel 2-0 prin golurile înscrise în prima jumătate a meciului de către Bucerzean în minutele 20 și 23. Iată acum pe jucătorii oaspeți un șut bun al lui Pănăzan, care trece pe lângă stâlpul din stânga porții aparată de Trif. Să notăm faptul că în această a doua repriză oaspeții par a fi mai mult prezenți în ofensivă. Echipa gazdă, văzându-se oarecum cu sacii în căruță, a liniștit jocul și încearcă în mai degrabă, de multe ori, pe contraatac să majoreze diferența de pe tabela de marcaj. O nouă schimbare acum în tabăra gazdelor, iasă cu numărul 3, Alin Migea.
și Vadi. Acolo mai... Aia e o mai rarichia. Și intră Măgginean. Faultat la mijlocul terenului. Adrian Mingea, lovitură liberă pentru Oaspeți și Tulea, Bogdan Tulea de la Oaspeți vede cartonașul galben. Pericol în fața porții Oaspeților, dar mingea a fost trimisă pe lângă poartă și o nouă schimbare la gazde, va intra Iorga. Iasă Bucerzan, autorul celor două goluri. Încet, încet, echipa gazdă și-a scos jucătorii de bază pentru a-i menaja și a introdus rezervele, are 2-0 și siguranța unei victorii foarte apropiate. Avântul sunt cel, după cum evoluează, nu pare a emite mari pretenții în a se întâmpla ceva, o răsturnare neașteptată de scor. Nu a demonstrat că are această posibilitate și resursele necesare pentru a putea întoarce rezultatul. Lovitură liberă pentru gazde, schimbare de direcție pe stânga, până la Velicea, șut cu pământul pe lângă poartă. Un călcâi al unui jucător. Iată o fază bună, posibilitatea de gol, șut peste poartă, mare ocazie. Nou intratul Ionca, s-a văzut singurel în fața porții. Mingea a venit numai bine, dar șutul său a trecut peste transversală și foarte aproape de un 3-0. Iată însă acum pe Nicola poartă cealaltă, șut pe lângă poartă, mare ocazie de gol a Oaspeților prin Bogdan Tulea, care a șutat din mijlocul careului de 16 metri, însă mingea a trecut puțin pe lângă stâlpul din dreapta portarului Sechei. Cea mai mare ocazie din contul Oaspeților. Minutul 64 al partidei. Bogdan Tulea într-o situație foarte favorabilă nu a reușit să găsească ținta. Și Dănuț, preluare! E spectacol câmpenesc aici la Valea Lungă, oamenii se simt bine în tribună, râd, zâmbesc, asta și pentru că favoriții conduc.
Pasă acum în adâncime, însă le ține să cheim. Nu ați să pare. Fault acum. Mancu de la gazdă la lovit pe atacantul echipei oaspete care s-a gândit la cap și va fi o lovitură liberă destul de periculoasă pentru gazde. Pănăzan a fost cel accidentat, s-a ridicat, nu e mare problemă. Berex se pregătește de la oaspet să execute această lovitură liberă. Să vedem dacă va încerca să dea direct pe poartă sau să centreze în gura porții. Dă pe poartă, bine, șuta cu pământul, dar pe mijloc și Trif a reținut fără probleme. Din nou gazele în atac. Bună pasa, scapă Velicea spre poartă, dar își pregătește prea mult șutul, rămâne însă la balon. Deci găsește un coechipier în careu, pasă în spate Popa, șuta lui Popa și respinge în corner Sechei. Excelentă întoarcere, dar șutul puțin pe lângă poartă. Frumoase faze, joc deschis. Se pregătește o nouă schimbare la gazde. Iasă Popa, intră al doilea Vasile Pușcă din formație, primul a ieșit la pauză. Fault la mijlocul terenului în favoarea echipei oaspete. Jucătorii din Sâncele au poziții ofensive, o centrare înaltă în careul gazdelor respinge foarte bine Marcu și gazdele pot pleca pe contraatac. Dar reușește defensiva adversă să înlăture pericolul și să încerce acum să construiască un atac, o centrare fără orizont, însă și punctarul Trif reține fără probleme. Iorga. Pasa lui însă nu ajunge la coechipier și din nou oaspeții în atac. Berex. Excelentă pasă, dar Pănăzan face hands, n-a reușit să preia, dacă ar fi reușit să preia, s-ar fi aflat singur cu portarul Trif și ar fi putut reduce din handicap. Pasă spre Iorga, reușește în ultima instanță Alin Tulea să recupereze, din nou gazdele în atac, șut slab și Sechei reține fără probleme.
Din nou gazdele Vasile Pușcă îi trimite până la Velicea, centrare în brațele punctarului Sechei. Minutul 70 al partidei, în continuare 2-0, prin golurile marcate de Bucerzan, minutele 20 și 23, așadar 20 de minute, poate puțin mai mult de 20 de minute, îi despart pe jucătorii echipei gazdă de o victorie importantă în tentativa de a promova în Liga 4. Din nou gazdele în atac, Adrian Migea, pasă greșită, Marcu Velicea prelungește până la Vasile Pușcă pe stânga, acesta rămâne la minge, bună, bun triplingul, șut, gol! Nou intratul Vasile Pușcă reușește să înscrie al treilea gol al echipei gazdă, 3-0 din minutul 71 al partidei. Foarte frumoasă infiltrarea pe stânga a jucătorului Vasile Pușcă, care după un tripling a șutat pe jos, fără speranță pentru portarul Sechei. Nu te uiți pe Alba TV și îl vezi direct. Și zici direct în televizor. Iar o plecată. Tot îți dau una. Nu te mai pe gură cât să vorbești. Când am voie să vorbesc, vreau să pune cloc. Cred că pune cloc. Din nou gazdele în atac. Ionga. Adrian Migea până la autorul golului al treilea, Vasile Pușcă. Încă un tripling, excelent, excelent acest Vasile Pușcă, dar pierde până la urmă mingea. Recuperează însă rapid jucătorul echipei gazdă. Joc la discreția gazmetanului, iată-l pe Vasile Pușcă din nou pe stânga și care obține o lovitură de colț și o modificare acum în tabăra oaspeților. A ieșit bărbat, intră Buzdugan. Luptă crâncenă pentru balon. Marcu a încercat o acțiune solidară și iată acum Ionga pleacă pe dreapta, fază periculoasă, pasă în fața porții, mingea ajunge la Velicea, dar offside. Și pentru că a șutat după frânul arbitrului, jucătorul echipei gazdă a primit cartonaș galben, dar nu e vorba de Velicea, e vorba de Budiu.
Și oaspeții beneficiază de o lovitură liberă din propria jumătate de teren, din fața canionului de 16 metri. Bravo, Ciu! Foarte bine pasează pe dreapta jucătorul echipei gazdă, însă pierd mingea în cele din urmă și Aventus în cel poate să construiască un atac. Dar nu se găsesc jucătorii oaspeți și echipa gazdă controlează cu autoritate această partidă. E 3-0 și victoria nu mai poate fi contestată. Acum când suntem în minutul 75 al partidei, cu oaspeții la minge, cu gazdele la minge. Pas excelent spre Vasile Pușcă, însă mingea a fost respinsă. Budiu la minge, Vasile Pușcă, dar offside arată asistentul și lovitură liberă pentru oaspeți. Ioga în spate, el din nou la minge, încearcă o depășire, reușește singur cu portarul, șut, gol! 4-0. Minutul 76, echipa gazdă majorează scorul la 4-0 prin Ioga. Oaspeții cu ultimele resurse încearcă măcar să înscrie golul de onoare. Avântul sunt cel și-a pierdut avântul, dar mai un gram de elan să atace și să pună în pericol poarta apărată de Trif. Un stop riscant, iată, pierd jucătorii echipei oaspete și degajează în disperare de cauză în afara terenului de joc. Din nou Ionga. Și cu capone. Centrare, dar reține Sechei. Ia Vasiu. Am mai sună imediat înapoi. La minge. Ce râzi? Lovitură liberă acum pentru Avântul Suncel. Alin Tolea se pregătește să execute, o face înspre carneul echipei gazdă, dar fără nicio problemă pentru Trif. Pasă în adâncime, nu este offside, fază periculoasă. Ionga, dar respinge în ultima instanță în corner Polgar. 3-1 pentru Șona, suntem pe primul loc. Gata, băieți.
aflat în tribună, primarul Vasile Pușcă dă o informație de mare bucurie pentru suporterii echipei gazdă, pentru că tineretul Șona, în partida pe care o joacă la aceeași oră cu viitorul Bia, liderul înainte de această etapă, conduce cu 3-1 și ca atare Gazmetan Valea Lungă este pe primul loc. Mai sunt 10 minute până la sfârșitul partidei. Gazmetan Valea Lungă avântul, sunt cel 4-0 prin golurile marcate de Bucerzan în minutele 20 și 23, Vasile Pușcă în minutul 71 și Iorga în minutul 76. Excelent, un 2 pe partea dreaptă, dar mingea iasă în afara terenului de joc și vor repune oaspeții mingea. Va arunca de la margine Mureșan. Hai mă că era în viteze. Hai mă că era în viteze. Bun, m-a luat Dănuț. O, Dănuț. Contraatac al oaspeților acum. Șut de la mare distanță, fără probleme pentru Trif. Vasile Pușcă pe stânga, încearcă o pasă, însă respinge defensiva echipei Avântul Sâncel, luptă pentru balon. Gazdele schimbă direcția, Iorga însă nu reușește preluarea și recuperează însă Gazmetan, Marcu la balon. O pasă prea lungă însă și out. El președinte. Centrare. 1-2. Dar offside la Ionga, se semnalează de la margine. Și va fi lovitură liberă pentru Avântul Sâncel. Babarab de la Pânză. Pune scătula. Babarab de la Pânză. Alo. Mai sunt aproximativ 7 minute până la sfârșitul partidei. Atacă echipa din Sâncel, dar excelent iasă și reține Trif, care degajează foarte puternic până în brațele celuilalt portar, care are probleme cu priza, reține în cele din urmă și deschide pe Berex. O preluare elegantă a lui Polgar. Tradu, un tripling și obține lovitură liberă de pe dreapta în direcție de atac. Radu a fost, în opinia mea, singurul jucător de la oaspeți care a arătat ceva fotbal. Pasă scurtă până la Berex.
dar jucătorul din Sâncel scapă mingea în afara terenului de joc și iau de poartă. Adrian Migea. Gânța până la Trif. Vasile Pușcă. Faultat Ionga la mijlocul terenului și lovitură liberă pentru gazdă. O ultimă schimbare se pregătește la formația oaspete. Iasă Radu și intră Anușca. Mingea aruncată în careu. Se descurcă defensiva oaspeților, care deranjează în ideea unui contraatac fără probleme, însă pentru apărarea formației Gazmetan Valea Lungă, care pornește un nou atac spre poarta adversă. Vasile Pușcă fuge pe stânga, dar este deposedat și din nou oaspeții la minge. Iată acum o fază ce ar putea fi periculoasă la poarta gazdelor. Centrare, dar reține Marco acolo și degajează. Ileș pentru echipa gazdă de a porni un contraatac. Budiu centrează nimănui și Sechei reține. Bogdane, ce faci? Budiu scapă spre careu, dar rezolvă în cele din urmă defensiva echipei oaspete și out la mijlocul terenului în favoarea Avântului Sâncel. Acum când am intrat în minutul 87 al partidei, în continuare 4-0 pentru gazdă. A lui Funda. Acum e prea târziu. Pe cinci ăsta nu poate să se bagă. Du-te. Ce pot strundere? Ce pot strundere? Mamă, ce aveți voi, bă, ce? Nimic. Eu zic de... De-asta? De-asta? Unde merg? Imediat, mai sunt 5 minute, merg acasă. Lasă-mă, mă, cu copii. Ionga pe dreapta acum, dar pasa lui este defectuoasă și out în favoarea oaspeților. Ionga a schimbat excelent spre Schmidt, dar pierde omul balonul și din nou oaspeții încearcă un atac, însă pasa a fost prea lungă pentru a putea fi fructificată. În general, Avântul Sâncel a sărit peste creație, a trimis mingi
Bravo, Giun. Da, atacul, un atac periculos al gazdelor, centrat în fața porții, un cerai de gălcâi, șut, gol! 5-0. Se arată 3 minute de prelungiri de la de către arbitru central. Budiu a fost autorul celui de al 5-lea gol în minutul 90. Așadar, victorie fără drept de apel în favoarea echipei gazdă, care după acest succes coroborat cu înfrângerea viitorului Bia la Șona, încă pe prima poziție în clasamentul seria 1 a Ligii a 5-a și continuă lupta pentru promovarea în Liga a 4-a. Fugării, Gigi? Băi, Gigi, tu de ce fugării? Așa faci în loc să-i adun tu-i fugări? Oaspeții în atac, centrare respinsă foarte bine și scapă pe contraatac. Oaspeții prin autorul golului 5, Budiu, care însă pierde mingea pe drum, faultează și lovitură liberă pentru Avântul Sâncel. Repune rapid mingea în joc. Centrare bună, fața porții, șut, însă pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie de gol a oaspeților, acum în prelungirile partidei, nefructificată însă, de Pănăzan, care din 6 metri în fața porții nu a reușit să înscrie. Tabela la 6-0. Da! Du-te! Băi, din offside! Offside acum la o încercare de contraatac a jucătorilor din Valea Lungă și mai sunt puține clipe până la sfârșitul acestei partide. Fără istoric, cu echipă, numim aici Gazmetan Valea Lungă, care a controlat pe întreg parcursul partidei ostilitățile. Iată la cum pe Velice a faultat, mingea rămâne la Ionga, avantaj, un tripling al lui Ionga și va fi 6-0. S-a flirat între timp și sfârșitul partidei, așadar Gazmetan Valea Lungă, Avântul Sâncel 6-0 prin golurile bancate de Bucerzan în minutele 20 și 23, Ionga în minutele 76 și 90 plus 3, Vasile Pușcă 71 și Budiu 90. Acestea fiind spuse, toate cele bune, la revedere!